Când vorbim despre glanda tiroidă și, în general, despre glande cu secreție endocrină, ne interesează în principal cum funcționează. Vrem să știm funcție normală, hipo, ce e cu hipo, înseamnă mai puțin. Hiper înseamnă mai mult, exces din hormonul respectiv, în cazul nostru, hormon tiroidian. Și atunci, strict ca să aflăm funcția tiroidiană, statusul acesteia, dozăm doi hormoni cu care probabil cei mai mulți sunteți obișnuiți. Se numesc TSH și FT4. TSH este hormonul secretat de glanda hipofiză, glanda noastră comandant care reglează restul glandelor endocrine, care stimulează tiroida. Ea simte, sesizează când hormonul tiroidian este prea mic, să zicem, prea puțin în sânge, și atunci crește acest TSH, hormonul stimulant tiroidian, și spune tiroidei: hei, te rog, fă mai mult hormon tiroidian. Sau atunci când în sânge hormonul tiroidian circulă în cantitate mare, hipofiza spune stop, scade secreția de TSH, ca să-i dea de înțeles tiroidei, este suficient, te rog, nu mai produce hormon tiroidian. Să spunem că am făcut TSH-FT4, unul sau amândoi sunt modificați, ne îndreptăm către ce ar fi putut cauza. De ajutor, în primă fază, prima dată ne gândim la o afectare cronică autoimună, cea mai frecventă cauză de disfuncție tiroidiană, tiroidită autoimună sau Hashimoto, cum este denumită după medicul japonez care a identificat-o pentru prima oară. Și atunci dozăm anticorpii antitiroidieni. Pe analize îi veți regăsi sub prescurtarea AAT-TPO sau AAT-TG, de la anticorpi antitiroidieni antitireoperoxidază și antitireoglobulină. În funcție de acești anticorpi, dacă sunt prezenți, stabilim diagnosticul de boală tiroidiană autoimună. Alți anticorpi implicați în boli autoimune tiroidiene se numesc anticorpi antireceptor TSH sau prescurtat TRAB. Aceștia sunt pozitivi în boala Bazedov. Alte două analize utilizate în investigația bolilor tiroidiene sunt doi marcări tumorali pentru unele cancere tiroidiene. Vorbim despre calcitonina, care se face de câte ori găsim un nodul tiroidian, în ideea de a exclude un anumit tip de cancer tiroidian, se numește cancerul medular tiroidian. Tiroglobulina se folosește la pacienții care deja sunt operați, deci nu mai au tiroidă, și la care s-a găsit un cancer tiroidian papilar. Este utilă în urmărirea evoluției bolii după operație și ne dă semne despre o posibilă recidivă tumorală. Dacă aveți o suspiciune că este posibil să suferiți de o boală tiroidiană, cu siguranță nu este greșit să mergeți la un laborator să vă dozați fie doar TSH, fie TSH-FT4, însă cel mai bine ar fi să vă adresați unui medic endocrinolog care va sta de vorbă cu dumneavoastră, va lua în calcul tot ce-i povestiți, ce medicamente mai luați acasă, istoricul familial, și vă va îndrepta către ce analize sunt potrivite pentru dumneavoastră.